Serviciul Român de Informații a încercat să-și ascundă urmele implicării în anchetele penale derulate de DNA. Dovada este oferită chiar de către SRI, susțin jurnaliștii de la Lumea Justiției. Mai exact, SRI-ul condus de Eduard Helvig confirma că SRI-ul lui George Maior și Florian Coldea a distrus documente care demonstrau că serviciul a lucrat cot la cot cu DNA în baza odiosului protocol parchet general SRI încheiat în 2009. Cazul privește un dosar instrumentat de celebra unitate DNA de la Oradea, dosar făcut din informațiile luju.ro de procurorul Adrian Muntean și polițistul judiciar Traian Surducan, dar în care ar fi lucrat și vestitul Ciprian Man. În momentul de față, cauza se află în faza de cameră preliminară la Tribunalul Satu Mare, ocazie cu care judecătorul a solicitat o serie de informații de la SRI și DNA Oradea în legătură cu cooperarea pe care cele două instituții au avut-o în dosar. Concret, judecătorul a cerut SRI și DNA să precizeze dacă în instrumentarea dosarului a fost constituite în baza protocolului din 2009 echipe operative comune care să acționeze în baza unui plan de acțiune comun în vederea derulării activităților de punere în executare a mandatelor de supraveghere tehnică. Răspunsul de la SRI a venit în 11 aprilie 2019, ocazie cu care Serviciul Român de Informații a dezvăluit o informație bombă, și anume că a existat un plan comun cu DNA, însă acesta a fost distrus în 2012. Deci, în perioada în care SRI era condus de demul George Maior Florian Coldea. Practic, SRI-ul lui Eduard Helvig a confirmat că SRI-ul lui Maior și Coldea își distrugea urmele colaborării cu DNA. Ne întrebăm însă, dacă nu era nimic ilegal în legătură cu acest plan comun SRI-DNA, de ce a fost el distrus? În răspunsul SRI se arată negru pe alb. În evidențele instituției noastre au fost regăsite mențiuni cu privire la un plan comun de cooperare încheiat între DNA și ST Oradea și SRI în interesul cercetărilor efectuate în dosarele penale. Respectivul material a fost distrus prin procesul verbal de distrugere din 28.09.2012. În schimb, planul comun de cooperare a fost găsit la DNA Oradea. Șefa acestei structuri, procurarea Felicia Popovici, a confirmat existența unui plan comun încheiat între SRI Mureș și DNA Oradea. A fost identificat un plan comun de cooperare între Serviciul Român de Informații, Direcția Județeană de Informații Mureș și parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Oradea, în legătură cu dosarul penal. Același răspuns trimis de DNA Oradea către Tribunalul Satu Mare conține o altă precizare extrem de importantă. Mai exact, șefa DNA Oradea, Felicia Popovici, nu exclude ca în dosar să fi lucrat celebrele echipe mixte, formate din procurori anticorupție și ofițeri SRI. Felicia Popovici nu confirmă în mod clar aceste echipe mixte, dar nici nu respinge posibilitatea ca ele să fie existat. Nu putem stabili cu certitudine dacă au fost constituite echipe operative comune în legătură cu dosarul penal. Evident, admiterea existenței echipelor mixte ar fi reprezentat o recunoaștere clară implicării SRI în actul de urmărire penală. Oricum, și fără confirmarea echipelor mixte, implicarea SRI în actul de urmărire penală este demonstrată prin planul comun pe care serviciul a încheiat cu DNA Oradea. Plan comun care a fost recunoscut atât de către SRI, unde a fost distrus, cât și de către DNA Oradea.